Astăzi, în cadrul așezământului monahal de la Probota, a avut loc o conferință de presă organizată la finalul implementării proiectului Restaurarea patrimoniului cultural la Mănăstirea Probota. Din cauza situației actuale impuse de pandemie, participarea la conferință a fost redusă la un număr restrâns de participanți. Conferința de presă s-a desfășurat în sala de protocol a Mănăstirii Probota. Au participat reprezentanții echipei de implementare a proiectului, precum și stareța așezământului monahal. Am dorit astăzi să organizăm o conferință de presă la finalizarea proiectului pe care l-am implementat la Mănăstirea Probota, proiect ce a constat în restaurarea patrimoniului cultural al mănăstirii, finanțat prin fonduri europene și cu cofinanțare proprie. Am dorit și dorim să aducem la cunoștința publicului mai larg despre redescoperirea ansamblului monahal de la Probota, despre punerea lui în valoare prin lucrările care au fost executate și finalizate de curând și să lansăm, de ce nu, o invitație pentru toți ca să viziteze monumentul. Acest proiect a avut în vedere conservarea și punerea în valoare, în primul rând, a caselor domnești din incinta mănăstirii, casa domnească a voivodul Petru Rareș, care era o ruină. Ea fusese descoperită în urma lucrărilor arheologice odată cu restaurarea sub egida UNESCO și rămăsese în această fază doar acoperită. Și casa domnească a lui Vasile Lupu, care avusese ceva intervenții, dar necesitau alte lucrări. Un alt obiectiv care a fost finalizat cu ocazia acestui proiect a fost zidul de incintă, clopotnița, clisiarnița și drumul de strajă, iar la biserică s-a refăcut acoperișul și sistemul de încălzire din pardosea, care este pentru noi, maicile, o mare realizare. Și pot fi vizitate și beciurile case domnești, unde obștea mănăstirii dorește să amenajeze muzeu. Avem o bogată colecție monastică, care deocamdată se află în păstrare la muzeul la Suceava. În data de 24 septembrie 2020 a avut loc recepția lucrărilor executate în cadrul proiectului.